Potrivit reprezentanților ITM, Maramureș este foarte important să se stabilească așa cum sunt în concepția legiuitorilor diferite activități cu caracter ocazional. Astfel, activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au un caracter permanent. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută de lege, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. Beneficiarul nu poate utiliza zilier pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț. Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile caracteristice în mod continuu în activitățile de tip zilier. O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor și cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanici aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic, s-arată în comunicatul emis de ITM Maramureș. Numărul de angajatori care au depus registrele de zilier la ITM Maramureș până la data de 30 aprilie este de 168.